Hola! Hola! Astăzi suntem turiști în Guernica. Turiști în satucul nostru. Așadar, am făcut de ieri o programare pentru astăzi la 11 și un sfert să vedem Casa de Juntas. Aici se întâlnesc mai mari țări. Da, în primul rând País Vasco și după toată Spania. Și putem vizita, doar că trebuie să vă luați, să vă programați din timp. E gratis, dar trebuie să vă dați acolo niște date și cam asta. Guernica este foarte vizitată, mai ales acum în ultimul timp. După cum știți, a fost bombardată în 1937 de germani. Și a fost reconstruită. Și vă vom arăta ce a rămas de atunci, după bombardament. A rămas un copăcel, se numește Arbol de Guernica. Un stejar. Ei, și din să vedeți imediat, din trunchiul ăla mai ieșit ceva și l-au replantat. Și acum este puiul care duce mai departe această genă de copaci de legende. În dreapta noastră, imediat, să vedeți că sunt turiști, este Picasso, a pictat. A venit și a expus. Momentele din bombardament. A făcut o caricatură așa, o caricatură, sculptură, nu știu ce e asta. Și aici, imediat în dreapta, o să vedeți. Acum vă arătăm. Asta de aici. Sunt turiști? Nu știu ce reprezintă. Cum ce reprezintă, dar nu știu ce. Da, știu ce reprezintă, dar nu știu fiecare caricatură în parte. Păi nu, sunt oamenii și animalele. Sunt animale, unul peste altul. Sunt spământarea oamenilor, sperietura. Și au murit foarte mult până atunci și a fost dezastru. Dar ei sunt foarte mândri de ei că au putut să readucă la viață Guernica. De atunci mi se pare că e mult mai puternică, mult mai puternică. O să vă arătăm pozele pe care le-au expus pe acolo prin centru. Aici avem lângă noi. Vin să le explice cu ghid turistic. Aici vedem ceva cicătă. În Paris a fost expusă prima dată această. În Paris s-a expus. Și atunci s-a aflat mai la scară largă. Hai să mergem că le știu sfert avem acolo, dar deci nu te-am făcut. De Junta. Avem mult, avem 300 de metri, mai puțin. Haideți, venim, ne ajutăm acolo. Asta e Guernica, asta e un fel de dispensar. Asta, de aici, e judecătoria din Guernica. Și asta de aici, e cătă din Guernica. Aici este casa de Junta. Mereu avem o patrulie de poliție aici. Poliția lor vască de aici, Ierțaina. Și asta este clădirea. Aici intrarea. Biscaia și el arbol de Guernica. Și asta este tema care reprezintă Guernica. Foarte mândri e copacul lor. Dar imediat. O să vi-l arătăm. Prima oară intrăm în clădiri și după vă arătăm copacul. Trebuie să scanăm. Imediat o să întrerupem video. Să arătăm. Am intrat aici, e foarte multă lume. Și să vă arătăm casa de Junta. Da, Juntas. Vorbește mai tare un pic. Și asta e sala de întâlnire. Vorbim încet ca să nu deranjăm pe ceilalți. Că e fain că astăzi mai erau locuri. De obicei nu prea găsești locuri. Și cei care nu au avut revedere au venit imediat și au intrat. Îmi plac foarte mult vitraliile care sunt deosebite. Asta a fost.
sala principală, unde se adună ei. Se sfătuiesc. Sala sfatului. Acum ajungem și la... Și aici ajungem la sala în cealaltă. Și uitați un pic foarte tare aici. Copacul. Vitraliile făcute. Copacul. Și se sfătuiesc că e mai mare. Se numește sala vitralilor sau cristalilor, tocmai datorită adevărul că nu am mai văzut așa, pentru că e datorită tavanului. Tavanului. Și uite, vitralii și aici, David. Geamurile sunt făcute din vitrali. Tot. Aici spusă toate monumentele importante. Uitați castelul, castelul de Arteaga. Ți cunoaștem noi pe aici? Din País Vasco. Uite biserica aia din, cum îi zice? Aia nu e din San Juan. E din Bermeo, cred. Adică aici ați făcut un pic de diferit. Să ieșim la, la... Asta e copacul în Guernica. Asta au rămas, și că ăsta. Ăsta de aici, copacelul ăsta, au rămas de la... Au luat pui din trunchiul celălalt. Din trunchiul ăsta care au rămas. Nu să mergem acolo, să-l vizităm și pe el. Pe el la vechi. Pe aici, putem merge pe aici. Aici cred că o ieșim prin spate, dar o să mai intrăm motorul pe partea aia. E doar. E doar sens unic. Să ieșim pe aici așa și o să vedem arborile la vechi, care e în fața acolo, care au supraviețuit de la bombardeu. Da. Bombardament. Bombardeu. Da, aici e închis, nu? Sau? A, nu. Cred eu că e. Dacă arăta săgeată încoace, înseamnă pe aici să ies. Trebuie să apasăm, să dăm drumul. Pim-pam! Acum știu că
cât am ieșit. E automată. Și am adus în afară. În dreapta noastră a fost o casă veche, dar care s-a dărâmat între timp. Dar s-a dărâmat, știți cum? Nu ne-am dat seama. Nu, eu cred că au demolat-o ei. Ca să nu intri lumea în ocupă aici. Da. Ce mai este de văzut în Guernica? Imediat o să avem biserica Sfânta Maria, parcul Europa și da, cam asta e Guernica. Cum bine știți, spaniolii au o viață socială foarte bună și vom merge în zona de bar și vă vom arăta unde să merge. Să mâncați ceva super. Avem steagul european, steagul spaniol, steagul vasc și ăla e steagul, nu știu, steagul ăla care e, Carino, din dreapta. Guernica, nu? Din Guernica, nu știu. Și acum ajungem la... Vestitul. Vestitul trunchi care au mai rămas aici de la bombardeu. Au venit aici germanii și le-au dat cu bombe până... Au probat niște bombe pe ei aici. Asta-i. L-au protejat aici cu niște chestii. Asta-i cât de pe timpul războiului. Bucățica asta de arbol. Pus aici. Aici, în spatele Cătălinei, e un eucalipt. Uitați ce mare. Asta da copac. Și unde e situat eucaliptul? Eucaliptul. Este un parc. Care are rățuște și broaste țestoase. Imediat mergem la el. Mergem acum la parc și după o scoborâm în zona de baruri. Haideți cu noi! uitați să vă zic. Aici, în Neuskadi, toți stejarii sunt protejați. Nu au voie să... Nu ai voie să-i tai. Să-i tai. Când crezi o anumită dimensiune, când au așa, nu știu cât, în diametru, nu mai ai voie să-i tai. Protejați. Trebuie să-i tai pe ascuns, dacă te prinde... Da, mai bine nu-i tai. E treaba ta, dacă te prinde. Hai. Ceau. Parcul are mai multe intrări. Bravo. Și asta este una din cea mai apropiată de arbore. Aici e. Și acolo este o bisericuță. Bisericuța e făcută cu piatră roșie care s-a scos dintr-o carieră de aici, care s-a făcut pentru o nouă prințesă, cum se spuneau la astea, la fetele astea de pe aici. Cu coane de astea. Șmecheri. I-au făcut o casă. Și după a oprit scoaterea pietrei de extragerea pietrei din cariera respectivă și sănătate. Și am intrat în părculeț. Aici cred că ați mai văzut voi poze cu bucătă mereu. Aici este un râu. A devenit din deal. Și este elicopter care survolează de dimineață. Se întâmplă. Și uitați câte rățuște, pentru că au făcut pui. Rățuștele mele. Pe apă s-au dus. Aici avem chestii de băut apă. Dar le lasă? Din cauza secetei nu a plouat aici. Au oprit toată apa publică care... Da, dar văd că aici au însat. Aici aveam un poduleț. Hai să trecem în râul. Aici sunt rățuștele. Și aici erau toate... broașe cestoase pe aici. Acum trebuie să fie la soare pe acolo. Hai, partea cealaltă. Ia uitați cum stau și dorm.
doar la basket, fiindcă sunt domestici. Și printre ele este una albă, adică cea mai șmecheră. Avem și o echipă de porumbei aici, așteaptă să mănânci și ei ceva. Uite-ați broască. Sunt broaștine astea colorate. O băgă la fundă. E un lac artificial făcut de ei. Ia uitați una aici, mai mare. De foarte multe ori le găsim așa pe aici, stând la soare. Și micuțe. Uite acolo sunt ave, cred. Da. Pe insulița aia, unii arbo, copacul ăla. Da, da, da. La rădăcina lui. Vai, de câte sunt acolo, sunt toate, dar doar. Ia uitați câte sunt aici, stau. N-au treabă. Aici are un grup de broaște. O băgat în apă. Un pic spes. Păi ce avea micuții? Este una mică acolo, între. Acesta este lacul din parcul Europa. Acum, pe aici putem urca. Pe aici la fel, noi hai să mergem la umbră, că bate soarele destul de bine. Hai, avem un poduleț mai mare. Ca să trecem strada. În drumul ăsta care duce la biserică. Aici sunt niște sculpturi, una aici. Una aici. Una e de beton și una e din bronz. Este asta de aici, așa aici se termină parcul. Aici alta. Și din parc pe poarta aia. Mai este una aici și aici mai este un fel de parc, doar că e al muzeului, cred eu. Aici e muzeul în spate, ăla de acolo, muzeu, și e separat cu gard de partea asta cu pomii ăștia, față de partea aia cu parcul. Nu știu de ce. Aici e cătă. Aici casele tipice de aici. Vom merge la biserică, care este în fața noastră. După vom coborî scările și imediat vom găsi ayuntamiento, adică primăria. Și din nou o sală unde se tot vin tot felul de obra din asta de artă. Gen muzeu. Și aici intrarea de la biserică. Asta parcul. Aceasta este biserica. Poarta asta din față. Aceasta este biserica. Ia la... Când au bombardat aici satul ăsta, orășelul ăsta, ea a rămas în picioare. Bine, a fost incendiată, că dau foc ăștia, că o probau niște arme din astea. După ce o dat, au venit o dat cu bombii, bum bum bum, le-au spart tot aici. Le-au dărâmat tot. Au venit și trupii de astea terestri și au dat foc, au probat niște arme, au dat foc la toate clădirile. Cu ordin, un ordin de-al lui Franco și cu... Nu știu care, de prin Germania. Hai să dăm. Era guerra civilă aici, era război civil și erau republicani și cu ceilalți. Bătaie, bum 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 bum. Acum hai să vedem aici. Aici scările care coboară la
la primărie. Asta e zona primăriei, toată? Asta e primăria. Cu ceasul ăsta, cu ceasul cu turnul ăsta. Aici avem cineva în centru. Aici este un muzeu. Aici este un muzeu aici. Se vorbește foarte mult despre bombardament. Aici dacă te duci la bombardament, care a supraviețuit, care a murit. Este, erau contra lui Franco, erau... Nu li plăcea de moaca lui. Sunt de azi, cu Madridul și cu astea nu am nicio treabă. Nu. Nu sunt amigos. Aici să vă arătăm. Cred că cam reflectă soarele. Cam așa au rămas din Guernica. Asta e o poză făcută de sus. Da, distrusul ăla. Uitați. Aici, aici e în zona primăriei. Și acolo e biserica. Se vede un pic. Uitați ce a rămas. Aici a rămas în biserica. Aici e zona de unii zbarurile acum. Și aici biserica incendiată. O poză din înăuntru ei. Asta a fost. Și ne-a arătat aici în Guernica paseul pe care l-au? Nu, paseul. Asta cum îi zice, îi joacă ei cu uina aia lor. Pelota Manos numește. Au un stadion care joacă, au un bil așa, o mingiuță. Au o mingiuță așa, ca de tenis, un pic mai tare. Joacă cu mâna goală așa, o dă contra la un perete, pang, 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 pang. Și mai au un sport care au ca un fel de palet, nu o paletă. Da, 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 da. E un fel așa, e ca o gheară așa lungă și prinzi mingea acolo și o dai înapoi, ca o secere. Făcută dintr-un material așa de stuf, de ceva. Și prins mingea acolo și o izbește al peretele la bum, 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 bum. Sportul lor de aici. Se numește? Cum se numește ăla? Nu știu, nu vine acum. Ăla, stadionul ăla ar mai fi de arătat. Restul, toată Guernica. O să mai facem niște... O să mai scoatem niște imagini de pe aici. Iar aici este centrul. Zona barurilor. Basilei, cum se numește aici, este un parculeț pentru copii. Asta este Guernica, bine, Guernica. Așa, da. Aici, noi la Uzocoa, de obicei, mâncăm niște pincios super rici, foarte buni. David are ceva cu brânză, fructe, e foarte fain, iar eu cu somon. Și două vinuri. Două vinuri. Se numește Verdejo. Da. Poamă din aia crudă, așa, e un pic acru. Nu-i lăsat, adică nu-i lăsat să ajung la maturitate frugului. Mai verde, așa, mai acru. Foarte bun. Yummy. Pinciul ăsta este cel pe care îl mâncăm cel mai des aici. Doar că ultima oară când am mâncat noi, adică de vreo două zile încoace, ieri și săptămâna trecută, nu mi-a plăcut foarte mult. Este cu ventresca, adică o burta de la un pește, de la Bonito, cu o maioneză, cu ardei, cu de asta verde. E foarte bună combinația. Iar David, el a descoperit acest pește sărat. Și de alea la o parte, nu? Noi nu ne place, cum să ne vezi că aștia? Deci nu, am un laps acum, nu știu, nu mi-am inteles cum se numesc. Astea sunt făcuți artificiali, astea da, făcut da. O pastă. E făcut ca de pește, o... da. De pește. Problema... Păi la mie nu-mi plac, că ăștia, mie ăștia, nu-mi plac cum arată. Ăștia, la. Chestiile astea așa, îți pui la merlusa. Merlusa e un tip de pește.
și spui, pui ei. În mod normal, astea, dacă ar fi naturale, nu știu cât originale, sunt foarte, foarte scumpe. 1000 de euro. Exact. E scumpe, kilogramul, ceva de genul. 1000 și ceva de euro kilogramul. Dar astea nu sunt originale. Da, și David îi place foarte mult un pincio din asta, așa, cu o salsa, cu un sos. N-am mâncat la ăștia aici de ăsta eu. Niciodată, nu? Nu, am mâncat la... În orice alte baruri am mai mâncat. Eu nu sunt fan. Din cauza la mormoloce aia. Eu asta. Sunt curioasă astăzi cum este. Ia, David, trebuie chiar vreau să ne spui o părere. Reală. Bun? Bravo. Super. Hai poftă mare să avem. Noi gata, astăzi nu mai mâncăm la amiază. Așa am făcut ieri, am luat micul dejun pe la 12 cu Lidia și Ioriț și apoi am mâncat o salată pe la 4. Gata, am mâncat și am plecat de la bar. Acum, unde mergem? Mergem la piață, vă arătăm piața lor. Unde se face aici iar mă rog. Exact. În fiecare luni, aici este iar mă rog. Toți oamenii de la țară, da. Oamenii la țară care aduc fructe și legume proaspete. Carne. Și carne, da. Chorizo. Brânzeturi. Mhm, tot ce fac ei. Ei. Iar aici este piața. Și începând de mai încolo, deja încep să... Lunea să pună tot felul de lucruri. Bio. Aduc și flori. Haine. Aici în mijloc este pentru haine. Nu este acoperit pentru haine. Nu e acoperit pentru... Pentru, da. Chestii alimentare. Aici ați pun terenul stânga. Dragilor, cam asta este Guernica. Uitați. Ne-am cumpărat prăjituri, ne-am cumpărat ca o tartă așa cu mere și un ecler și o pâine. Dar mi-e mănâncă din pâine, parcă n-am mâncat nimic toată ziua. Cam asta este Guernica, ce puteți vizita. Cam asta în mare așa, da. Dacă veniți aici, aveți de vizitat. Zi, trebuie să urci sus pe Guernica Lumo, care este o bisericuță acolo sus. După. Da. Pe lângă Guernica mai sunt o grămadă de chestii de văzut foarte faine. Da. Dacă veniți, noi vă așteptăm și vă suntem ghid. Așadar, vă mulțumim că v-ați uitat la noi. Besitos. Și până data viitoare, numai bine. Ciao.